Doamnelor și domnilor, bună ziua! Ne-am adunat astăzi aici pentru a omagia poetul Valeriu Matei. Și cred că ar fi frumos să încep cu un, înainte de a prezenta oaspeții, un poem din opera domniei sale. Când Dumnezeu ca un copil schița pe brânză această lume, în miezul tainii cei genune, mii forme suferea unii, visând o grabnică împlinire, prin mâna lui de meșter faur, un ies de foc și limbi de aur și semnele ascunse în fire, ci el copilul desena mari constelații și flori sfânte, popoare, dacice și cerule, și-n rai, cel haos atârna. Și în ziua șaptea dimineață, când prânza strălucea în toată splendoarea ei nemăsurată, el porunci să fie viață. Să fie viață în universul fără margini, în forme mici și în forme mari, printre văpâi și subiețare și în cele scrise în astre pagini, să fie viață. Salutăm! Salutăm prezența în sala a doamnei ministru Educației, Culturii și Cercetării, doamna Monica Babuc, și excelența sa, ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță. Pentru început, ar vrea să vă întrebăm cuvântul doamnei ministru Monica Babuc. Stimate domnule Valeriu Matei, onorată asistență, excelență domnule ambasador, doamnelor și domnilor, sunt omenește bucuroasă să asist la acest eveniment de o frumoasă aniversare a domnului Valeriu Matei, pentru că ne cunoaște de foarte, foarte mulți ani și acest prilej îmi permite să nu aduc aminte că romanii, vă aduceți aminte, aveau un obicei pe cei de care atingeau vârsta de 60 de ani să-i cam arunce de pod, zicând sexagenarea de pod. Bine, slavă Domnului că am depășit acele vremuri și am ajuns la timpurile în care o aniversare de acest nivel este un foarte bun prilej de a face totalurile unui destin. Unui destin frumos și încurunat cu multe împliniri în viața sa, pentru că domnul Matei a reușit să facă lucruri memorabile în literatură, fiind un cunoscut și apreciat poet, să fie un manager, dacă pot spune așa, foarte bun al culturii românești în Republica Moldova și a promovării a tot ce înseamnă cultură românească într-un alt spațiu românesc, care este Republica Moldova. Și Valeriu Matei a reușit să facă și o carieră politică extrem de interesantă, așa l-am și cunoscut, în primul Parlament Democratic al Republicii Moldova, condus de neuitatul profesor Alexandru Moșan, cu care lucram atunci, și când i-am cunoscut pe înaintașii Mișcării de Eliberare Națională din Republica Moldova, care ne erau alături, și când am citit genericul acestui eveniment, Valeriu Matei, poet al rezistenței, mi-am zis că da, Valeriu Matei se înscrie în rândul acelor mari ai poeți ai rezistenței, care au fost Grigore Vieru, Dumitru Matkovski, Leonida Lare, Ion Vatamanu, cei care au reușit să trezească în noi sentimentul de demnitate și de râvnă către valorile noastre identitare, pe care, iată, la mijlocul anilor 80 aproape că îl pierdeam. Mai mult decât atât, Valeriu Matei, în acel prim Parlament al Republicii Moldova, ales democratic,
a fost unul din promotorii acestor valori identitare culturale, alături de Alexandru Moșanu, alături de Ion Hagârcă, alături de alți oameni de cultură, notorii care au făcut parte din acest legislativ neuitat al țării noastre și al poporului nostru care a atins întotdeauna să-și recapite demnitatea națională. De aceea, și în calitatea mea de ministru al Educației, Culturii și Cercetării, care a avut în ultimii ani multe acțiuni culturale de mare valoare sprijinite sau făcute în parteneriat cu Institutul Cultural Român, vreau, stimate domnule Valeriu Mantei, să vă felicit cu această aniversare, să vă doresc să fiți pe pompte și în continuare și să continuați opera dumneavoastră de promovare a tot ce este valoros în spațiul românesc, în special a valorilor culturale din interiorul și din hotarele Republicii Moldova, care sunt multe și foarte frumoase. Și acest parcurs al dumneavoastră de la Kazancik până aici, la locul în care sunteți membru de onoare al celor două academii și sunteți un poet recunoscut, să continue la fel de frumos încât să ne întâlnim la 70 de ani ai dumneavoastră, cel puțin, și să constatăm o continuare a acestei cariere a dumneavoastră frumoase. Eu vă doresc din toată inima să fiți sănătos, să vă trăiască familia, să vă bucure nepoțelul pe care am aflat recent că l-aveți, pentru că toate acestea sunt constituente ale vieții noastre profesionale de succes de asemenea. Și îmi exprim speranța că proiectele culturale la care am lucrat împreună să continue și să se dezvolte într-un binele poporului nostru. Să trăiți! Mulțumim, domnule ministru Monica Băbuc. Și acum, ziceam că Biblioteca Națională vă invită astăzi și la expoziția personală Valeriu Mantei, poet al rezistenței. O să vedem aici multe din premiile, peste 50 de premii literare. Mă gândeam, într-un moment dat, cum aș putea să-l definesc pe poetul Valeriu Mantei. Și am zis că este foarte ușor să vorbești despre Valeriu Mantei și totodată foarte greu, foarte ușor, pentru că este bine cunoscut ca și om politic și mai mult decât atât, poet. Dar mi-am dat seama de greutatea cuvântului, ori consistența poeziei domniei sale, atunci când am proces la lucru, când am încercat să montez spectacolul de versurile lui Valeriu Mantei de Cerne Regală. Într-adevăr, este o poezie mare, este o poezie de valoare. Zic eu, Valeriu Mantei este un nume de marcă al poeziei românești. Valeriu Mantei este poet istoric, scriitor, publicist și om politic din Republica Moldova, pentru cine nu știe. Deputat în Parlamentul Republicii Moldova între anii 1990-2001, membru al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române din 2011. Vreau să ofer cuvântul domnului Ioniță, ambasador României în Republica Moldova. Republica Moldova. Onorată asistență, cred că și eu sunt aici alături de dumneavoastră pentru a spune din suflet la mulți ani unui mare om. Un mare om care a trezit conștiințe, care a avut și are o operă apreciată și remarcată pe cele două mari ale culturii, o personalitate culturală din spațiul românesc, cu o memorie extraordinară a lucrurilor întâmplate recent, o
personalitate care a ajutat să fie, să se trezească conștiințe, în special în Republica Moldova, și o personalitate care a făcut cultura noastră română cunoscută nu numai de cele două mari culturi, dar și în străinătate și mai departe. O personalitate care a ajutat foarte mulți artiști din România să se manifeste în Republica Moldova, cum de altfel a ajutat foarte mulți artiști și scriitori și oameni de cultură din Republica Moldova să fie mai bine cunoscuți în România și peste tot. Este o personalitate pe care eu personal am avut onoarea și plăcerea să o cunosc și să o apreciez la cu 2 ani jumătate de urmă, atunci când am plecat în postul. Este o personalitate pe care Ambasada României la Chișinău are o colaborare excelentă, pentru că nu trebuie să vă spun dumneavoastră doar uitându-mă la dumneavoastră, îmi dau seama cât de mulți prieteni are România și acești prieteni au fost făcuți prin intermediul culturii, prin acest liant extraordinar care unește suflete și topește orice fel de viață care ar putea să existe la un moment dat între noi. Și toate acestea sunt datorate modului profesionist, modului extrem de serios, modului în care domnul Matei a reușit să fie în același timp și român și moldovean, să fie în același timp un mare exponent al culturii noastre comune, să fie în același timp acea punte de care este întotdeauna nevoie. Deci pentru asta, să știți, vă mărturisesc că am venit, să vă spunem că vă iubim, că vă apreciem, că această frumoasă vârstă, de fapt, o vârstă doar a maturității în ceea ce vă privește, sunt convins că veți avea foarte multe de spus de acum încolo, și să vă spunem că în continuare ne bazăm pe experiența dumneavoastră și pe proiectele noastre culturale pe care le faceți aici, pentru ca noi, și când spun noi, mă refer la noi românii, să fim mai bine cunoscuți și mai bine apreciați. Am înțeles. Ambasadorul României în Republica Moldova. Vreau să ofer cuvântul domnului Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Distinsă audiență, stimată doamnă ministru, stimate domnule ambasador, iubiți colegi, stimate prietene și coleg Valeriu Matei, de acord că este și ușor și greu să vorbești despre o personalitate de talia lui Valeriu Matei. Ușor pentru că lucrurile sunt clare în general și nu trebuie să-ți forțezi prea mult imaginația, nici vocabularul, de a găsi cuvintele potrivite pentru a-i creiona personalitatea și portretul de creație. Greu pentru că s-ar putea, dar cu siguranță, să repeți ceea ce s-a vorbit în aceste zile și se va mai vorbi, ceea ce au scris, s-a scris în aceste zile în revistele literare de la noi și din România, și este greu să găsești lucruri mai puțin obișnuite, mai originale, să vorbești despre Valeriu Matei. Este un om politic și este un scriitor în egală măsură, foarte cunoscut, foarte apreciat, pe ambele maluri ale lui. Ma, rămâne dumneavoastră să spun, să apreciați. Am spus o banalitate, am spus o adevăr cu siguranță, dar un adevăr care este pe buzele oricui, știe toată lumea, de aici și de dincolo. Adică am spus un lucru care se repetă. Ceea ce poate că este mai puțin, știu eu, comun, ar fi să spun eu următorul lucru. Valeriu Matei a scris poezia angajată. Și poezia angajată. Și poezie, așa zisă, publicistică, mesianică, pentru a trezi conștiințele. Face parte dintre poeții care au trezit stadioane, care au vorbit în fața mii de oameni, în
piața publică, piața mare a durerii naționale. Și este foarte greu ca scriind un asemenea tip de poezie, un asemenea gen poetic, să rămâi în perimetrul esteticului în același timp. Neapărat caz, într-un fel sau altul, în, eu știu, în declarativism, în declarație sau în publicistică, Valeriu Matei este unul dintre puținii poeți care au știut să se mențină în acest perimetru al esteticului și este foarte important acest lucru pentru un scriitor, fiindcă timpul trece, valorile se cer și uneori anumite lucruri rămân doar pe polița istoriei. Este bine pentru un scriitor când își regăsește ceea ce a scris și pe polița istoriei, dar și pe polița și pe rafturile istoriei literare. Ori Valeriu Matei are multe lucruri frumoase, bune, care rezistă. De aceea, dragă Valeriu, pentru a nu mă repeta în continuare, vreau să-ți urez ceva care nu se învechește niciodată. Și deși este foarte banal, nu se acoperă nici când de banalitate. Sănătate multă și la mulți ani. Și multă putere. Mulțumim domnului Arcadie Sicelianu și acum vreau să invit în fața dumneavoastră un compozitor, interpret, Ilie Băluță. Și fructe
academician Mihai Cimpoi. Dragi prieteni, excelența voastră, domnul ambasador, domnul ministru, domnul coleg, deputat și academician, dragul nostru omageat, v-am văzut mai tânăr acum câțiva ani, ați rămas tânăr și acum. Eu am scris mai multe articole, dar de fiecare dată le citesc de nou poezie și găsesc câte ceva nou. Absolut. Valeriu Matei este într-o febră creativă extraordinară. Iată și această așa, organizare în spațiul bibliotecii n-am mai văzut-o. Acum mă văd datorit într-un Valeriu Matei. De obicei ne adunam în sarce, foarte frumoasă și asta. Ei, Valeriu Matei s-a gândit că să ne punem mai jos, așa, ca să fie la nivel. Ca să fie mai mult spațiu și să nu ne curce stil prea. Da. Dacă vorbim de nivel, într-adevăr, poezia sa e la nivel, a fost la nivel și într-o perioadă mai tristă. Spune colegul nostru Dumitru Crudu foarte bine că a avut curaj estetic. Eu, pornind de la această afirmație foarte exactă, aș zice că Valeriu Matei a dat dovadă de o dezidență estetică și intelectuală. Atunci când se scria într-un fel, se roia să se scrie așa, în stil realist, socialist. Noi mai glumeam pe chestia asta, fiindcă era și o formulă aberantă, zice, socialistă prin conținut și națională prin formă. Și noi parafrazam așa, socialistă prin lipsă de conținut și națională de formă. Valeriu Matei, deci, a avut această dezidență absolut și intelectuală, și chiar politică. Puțin de lume știe că a avut de face și cu securitatea și cu alte instituții care nu erau de la, nu era securitate, dar era securitate ideologică. Eu am scris acum un mic eseu, poetica istoriei, și am demonstrat acolo, printr-o simplă trecere de vistă, că Valeriu Matei face o poezie inspirată de istoria noastră, începută de la Daci, de la lupul dacic, la somnul lupului dacic, până mai încoace, cu referințe la diferite evenimente istorice, domnitori, poieți, într-o cuprindere enciclopedică, aș zice eu, așa. Și el este un enciclopedist, este un spirit care cuprinde și istoria noastră, și cultura noastră, și este, să salutăm și acest gest editorial deosebit, datorată colegilor și prietenilor noștri de la Iași, care i-au mai invitat și într-o bună colecție de poezie, operă integrală, ediții critice, unde a apărut și Grigore Vieru cu o carte de autor, antologie de autor, de editator, și care au invitat și alți poeți. Le mulțumim pentru acest gest, mulțumim că sunt cu noi și, așa cum zice un coleg de la nostru, poetul și trandafirul, iată că Valeriu Matei ilustrează și această asociație a poetului cu trandafirul, cu frumos. La mulți ani!
Mulțumim, domnule academician. Mulțumim, domnule academician. Vreau să ofer cuvântul unui mare prieten, a domnului coleg Matei, Daniel Corbu, un poet de valoare, editor, directorul editurii Princeps Multimedia. Daniel Corbu, Iași. Dragi prieteni, bună ziua și bine ne-am întâlnit într-o zi de primăvară atât de deosebită, aici la Chișinău. Am venit cu bucurie la o sărbătoare, Valeriu Matei, pentru că este una dintre valorile noastre românești. Valeriu Matei, așa cum i-am mai spus și lui personal, este un farmazon, în sensul în care mama mea, Cassandra, folosea acest cuvânt frumos, farmazon. El, în primul rând, este un om foarte informat, ca istoric, autor de studii, atâtea studii istorice, apoi este un poet născut, iar nu făcut. Ne dăm seama și din această carte, Noaptea Semnelor, poemele rezistenței antisovietice și anticomuniste, pe care cu bucurie am scos-o și cu bucurie am venit cu ea aici să arătăm dumneavoastră. Ne dăm seama că e vorba de poeme profunde, ale unui poet cu o dicție uneclară a ideilor, cu o atitudine absolut anticomunistă. Nu degeaba a fost și exilat la un moment dat, acuzat de naționalist și exilat într-un anumit loc. A scăpat și de asta. Dumnezeu l-a scăpat pentru că eu vreau să spun că e un om cu noroc în lupta lui pentru românism și pentru ca în Moldova să se așeze lucruri sănătoase. Adică Dumnezeu l-a și așezat acolo la Institutul Cultural României, face atâtea activități deosebite și strânge în jurul lui oameni de valoare. Ceea ce vom citi aici, și vreau să spun asta chiar de la început, Valeriu Matei este, după Grigore Vieru, cel mai profund și mai bogat în poeme naționaliste și antibolșevice. După aceea, Valeriu Matei, cu formația lui de istoric, un istoric profesionist, nu așa amator, folosește din generația noastră, generația poeților 80, în toată generația românească de poeți, cel mai bine și mai mult simbolurile dacice, simbolurile și însemnele dacice, le vom găsi în această carte. Unul dintre ele l-a și pomenit domnul academician Cipoi, lupul, dar mai sunt și multe altele, pentru că istoria noastră nu a început de acolo unde s-a sfârșit Dacia, este mult înainte. Vă spuneam că am venit cu multă bucurie la această sărbătoare și mă bucur că am întâlnit atâția oameni frumoși și cunoscuți și vom discuta probabil la Academia Liberă mai amănunțit. Deocamdată, iată, Valeriu Matei împlinește 60 de ani de viață neîntreruptă și dați-mi voie să-l felicit din toată inima pentru acest lucru. La mulți ani, Valeriu Matei, să ne trăiești! Mulțumim, Daniel Corbu! Și acum vreau să invit aici, în fața dumneavoastră,
o actriță a neamului nostru basarabean, a neamului nostru românesc, artista poporului, Ninela Caranfiu. Bună ziua tuturor, onorată asistență, cum să vin să vă văd, să vă cuprind pe toți, da? Așa e bine. Pe omagiat l-am pupat odată, nu mai îndrăznesc să-l mai pup, pentru că soția nu o să-mi permită, dar am să-i spun câteva cuvinte și un poem, două, o să încerc să-mi amintesc. Eu mă uit la Valeriu Matei și mi-a venit gândul ăsta și mi-l spun și dumneavoastră, cât de greu îi vine lui să asculte cum îl laudă lumea. De obicei, la manifestări, el laudă oamenii. Acum, pur și simplu, ești condamnat să stai nu știu cât, să asculți laudele noastre. Mă rog, toate la timpul lor, cum s-ar spune. Eu mă bucur că ai ajuns să te laude lumea.